Novena Sfintei Fecioare Maria din Guadalupe. Ziua a doua. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O Marie, sămislită fără de păcat, venim la tronul îndurărilor tale pentru a împărtăși evlavia înflăcărată a fiilor tăi mexicani, care ți-au dat titlul de slavă în limba aztecă, Guadalupe, cea care învinge șarpele. Dobândește-ne credință vie spre a împlini voia sfântă a Fiului Tău, după cum și El a spus Tatălui, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.